Asta ne blocăm la ideea, băi nene, nu se poate, Steaua nu poate în formula actuală, ca să spun așa, în Liga 1, pentru că, uite ce zice legea sportului. Dacă ar fi modificată legea sportului, așa. Cum vezi Steaua București în Liga 1 sub actuala umbrelă a Păi MEAPN? Stai puțin, nu avem în Liga 1 în momentul ăsta cluburi care sunt practic controlate de primării, ce se întâmplă? Adică nu tot bani, că ar fi un minister, n-ar mai fi primăria Da. din Clinceni, primăria din Exact, n-ar mai fi Chiajna, comunitatea locală, primăria ar fi practic toată țara. Ar fi suporterul Dinamovi, suporterul Academiei Rapid, suporterul CFR Cluj, da, care ar vezi, contribui, vezi, da. Doamne, cu bani. Deși Aici nu e atât de simplu mecanismul, deși nu e așa mecanismul. Aici avem o aberație în fotbalul românesc, pentru că Gică Hagi are și dreptate când spune, domnule, stai puțin, ne batem cu cluburi susținute din bani publici. Ok, Hagi e unfair când spune chestia asta, pentru că nu amintește că a luat și el bani publici de la voluntari, de exemplu. Da. Adică nu poți să spui lucrul ăsta când tu ai băgat mâna în banii publici. Mă rog, nu i-a băgat, i-a primit. Dar e totuși... Să nu lași un club care e al unui minister să vină în Liga 1 în știi timp că, ce știi că UEFA n-are o problemă, nu? Lași pe nimeni. Cum? UEFA n-are o problemă cu asta. Steaua București, dacă în am înțeles că n-are o problemă. Anul viitor, că anul ăsta nu mai poate, dacă anul viitor va câștiga Cupa României din Liga 2, unde cel mai probabil da. Va fi, Steaua București poate juca în Cupa UEFA. E atât de simplu. Deci UEFA n-are o problemă. Da, uite, vezi, avem noi o problemă.